Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt. Mă bucur să ne auzim. Discuția noastră este despre piețe, bineînțeles. Avem o prezentare care copii de opinii, nu recomandări de tranzacționare. Efectul de levier este unul care amplifică riscurile prezente în piață și, de asemenea, uh, sunt situații în, în general când suntem expuși în piață. Suntem uh, vulnerabili chiar dacă nu utilizăm un efect uh, de levier, deci chiar și pe acțiuni sau alte instrumente de tipul acesta. De asemenea, se poate uh, ca în anumite situații să am uh, expunere pe instrumentele uh, discutate sau pe altele corelate cu acestea. Haideți să vedem cum arată piețele. În, uh, prima parte a sesiunii. Aici este un contract futures pe US500, dar haideți să mergem pe bursa germană. În prima parte a sesiunii vedem o recuperare modestă pentru indicele german, în timp ce în cazul situației de pe futures pentru US500 avem o evoluție fluctuantă în palierul general definit pe final de săptămână trecută, la fel pentru US100 în linii mari. Deci, după scăderile importante întâmplate vineri, piețele au găsit o anumită stabilitate. Dar calendarul financiar este plin, calendarul discuțiilor și anunțurilor este de asemenea destul de important și avem și sezon de raportări. Bun, în sesiunea de astăzi urmează foarte curând indicele Sentix, 10,1 puncte este cifra așteptată și apoi avem la 5 sfert PMI pentru servicii și apoi indicele ASM non-manufacturier destul de important pentru Statele Unite, cu componentele sale de ocupare a forței de muncă și de prețuri și acestea relevante pentru dolar și pentru piețele de capital în general. Cred că ar trebui să vină în curând aceste date. Ne uităm la Euro-UCD, pare într-o perioadă de consolidare și destul de vulnerabil la alunecări, însă acum mergea indicele german poate că se așteaptă niște date bune acolo. 1372 ar fi primul suport și unul 1368. Mai jos rezistență la 1386 și aproximativ 114. Să vedem cum vin datele. Euro se depare, a merge puțin în jos. De 30 a revenit, dar sunt fluctuații medii, nu fluctuații foarte, foarte ample. S-ar putea să fie vorba și de alte, de alte lucruri, iată, se tot adună informații și Italia este iarăși în, într-o zonă de prim plan. Bun. Haideți să Vedem, aici încă nu am răspunsul în calendarul financiar, încercam să deschid un alt, un Forex Factory, doar că mai bine ar fi să, ok. Nu, că am o anumită încărcare a calculatorului și îmi părea că se blochează mai bine să, să nu mai riscăm. Eusentix, iată, 8,8 puncte de față de 10,1, așa cum sugera o primă reacție slabă pe euro SD, dar una deocamdată destul de limitată. În timp ce bursa, bursa germană definește aici un fel de range un fel de interval. Observăm că vineri a fost acoperit un gap în deschidere pe care tot vineri îl crease piața. Asta în tipul deschiderii sesiunii americane și puțin după aceea. O zonă care însă trebuie să o poziționăm ca fiind o corecție a acestui impuls ascendent din 26 octombrie încoace. Dar impulsul respectiv reprezintă față de mișcarea din septembrie, cel puțin din zona 27 septembrie, o corecție. Deci când uh, definim acești termeni, sunt contextuali uh, corecție și impuls. A spune că uh, este pozitivă deschiderea pe care o arată președintele chinez pentru uh, pentru globalizare, pentru comerțul liber. De asemenea, la expoziția numită China International Import Expo, a declarat că este este în sprijinul comerțului liber și al, al sistemului de comerț multilateral. În principiu, a Lăudat sau a sugerat și o deschidere a țării pentru a consuma mai mult din, din, restul lumii. Avem însă, pe termen scurt, anumite incertitudini, anumite elemente de nesiguranță în, chiar în cazul evoluției economice a Chinei, ne am amintim indicii PMI de săptămâna trecută și Caixin și cel oficial puțin peste 50 de puncte, destul de slab în raport cu ceea ce ofera China în alte vremuri. Bun, temele de preocupare sunt însă nu doar legate de China și de relațiile comerciale, Uh, un uh, șef al unei companii, DBS, spunea că impactul deocamdată nu este unul foarte mare, impactul uh, pe economia reală al barierelor comerciale. Dar nu cred că cineva se gândea că va fi un dezastru imediat. În schimb, important este direcția în care se merge. Și această direcție este una nu tocmai favorabilă, cu toate că am avut declarații la finalul de săptămână trecută, declarații și speranțe de înțelegere. Speranțe cultivate și de apariția unor mesaje pe surse despre pregătirea unui draft, unei versiuni de înțelegere între China și Statele Unite care ar disipa aceste tensiuni comerciale, ar elimina posibilitatea de noi taxe vamale și poate chiar l-ar elimina pe cele deja impuse, cu condiția ca China să se angajeze la câteva uh, lucruri. Nu se știe clar care sunt acestea, dar discuția anterioară a fost legată de deschiderea pieței, de curs și de uh, ap apărarea drepturilor de proprietate intelectuală. Uh, acele speranțe însă au fost uh, uh, în sesiunea de vineri. Uh, a fost ca o minge de ping-pong care a trecut din terenul pesimist în cel optimist și înapoi. A fost astfel vineri o sesiune deosebit de agitată și deosebit de volatilă cu o reacție inițială la datele din piața muncii, apoi cu o negare a celor informații despre oficiale Statelor Unite și apoi vedeți aici un salt i am doar câteva minute din piață, și nu mi-a venit să cred, nu aveam poziție atunci, aș spune din păcate, pentru că m-aș fi orientat sau pândeam o, o recuperare, însă a fost în câteva minute un salt de aproape 1%, deci 23-24 de puncte pentru US500 și chiar cam tot atât sau parcă un pic mai mult pentru US100. Deci o evoluție extraordinar de puternică atunci când președintele Trump din nou a dat speranțe pentru obținerea unui acord comercial. Deci, un adevărat rolul în sesiunea de vineri care ne arată sensibilitatea piețelor, fierea lichidității și importanța acestor, acestor teme de dialog. Eu m-aș fi așteptat ca cu aceste cuvinte, cumva așteptate parțial, dar dar totuși în direcția conciliantă a președintelui, ale președintelui Xi, să avem, uh, să avem uh, o reacție mai bună în piața de, uh, de capital, chiar și pe indicii futures. Deocamdată însă este o abia o consolidare. Aici, uh, 1 poate nu e ce mai bun timeframe decât când vrei să analizezi reacție pe termen scurt. <coughs> Piața a fost, uh, iată, deci corectivă, am spart niște minime, apoi a revenit. Dacă vedem ultimele ore ca o zonă de consolidare, ele consolidează ce? Scăderea anterioară sau creșterea aceasta recentă? Într-o situație normală, aș spune că mai degrabă creșterea recentă, chiar dacă este mai mică, dar uh, e totuși bine definită dar acum avem aspecte de ordine fundamental care pot schimba radical situația. Deci mult mai multă nesiguranță, mult mai multă mult mai multă atenție ar trebui să să avem acum. Cum arată calendarul financiar cu datele de săptămâna trecută de vineri mai ales? Datele din piața muncii și câștigul mediu orar. 3,1 câștigul mediu orar anualizat este un ritm ridicat, nu depășește așteptările, dar este un ritm uh, sănătos, care confirmă cumva datele employment cost pe care le-am mai discutat și cred că încetul cu încetul avem presiune de inflație. Uh, rata șomajului uh, în uh, Statele Unite 3,7% a rămas constantă la niște niveluri deosebit de scăzute dacă ne permite aici să avem date din 2007, atunci o să vedem că în 2007 era mai sus decât acum cu nivelul șomajului. Bun, și numărul de angajați 250.000, mult, mult, peste așteptări, dar am avut o revizuire de undeva până 20 de dacă mă amintesc bine, a datelor pentru luna septembrie. Însă, în linii mari, am putea spune date relativ bune, și totuși, piețele au scăzut. Este o situație pe care o descrisesem ca un potențial scenariu înainte de uh, datele uh, de NFP. Nu mă așteptam neapărat ca acestea să arate atât de bine, trebuie să recunoaștem, uh, în privința locurilor de muncă noi și nu a salariilor, dar. Mă gândeam că dacă va exista o creștere foarte puternică a NFP-ului, până la urmă piețele ar putea să scadă și piețele au scăzut, e drept cu ajutor, dinspre anumite tensiuni de ordin comercial. Dacă acestea nu s-ar fi materializat, cred totuși că piețele ar fi scăzut, poate nu la fel de mult. Președintele, dacă ar fi avut un alt nivel de. Dacă piețele ar fi avut un răspuns mai puternic, ar fi declarat implicit un. Uh, o mai mare nivel de încredere în spusele sale. Cred că piețele vor, investitorii vor acum să vadă mai, mult, uh, mai multe fapte și nu doar aspecte de ordin declarativ. Uh, ceea ce îngrijorase ieri erau raportări mai degrabă pe surse, dar din mai multe zone. Probabil tot de, de Bloomberg, dar în principiu ele se răspândesc foarte rapid, că e Bloomberg, CNBC, Reuters sau sau o sursă mai recentă, numită Axios, cum că, de fapt, nu e, nu s-a înregistrat un progres semnificativ în discuțiile cu China. Bun. Deci, piețele sunt, în momentul de față, mai degrabă nervoase la date foarte, când primesc date foarte bune. De aceea, ar trebui să fim conștienți de acest aspect și în cazul în care am avea date foarte bun în zona de servicii, deși aici a spune că funcția de răspuns nu va fi aceea și adică date care să nu scadă un ASM normal un factorier care să nu scadă de la 61.6 la 59.3 ci doar pe la un 60 60.5 ar fi că totuși un aspect pozitiv. Dacă am vedea o creștere ar fi pozitiv pe termen scurt dar posibil să nu țină foarte mult. Bun, în Europa, avem discuții pe tema Italiei, dobânzile în Italia s-au mai temperat, piața pare a fi liniștită, însă nu cred că tema a dispărut. Pe termen scurt, rezistența la 2725 și 2731, apoi 2741 pentru US500, iar suportul 2712 și 2703 mai jos 2700 de puncte. Cum arată pe Daily? Nu foarte bine, pentru că avem aceste umbre foarte puternice. Mai mult, dacă mergem pe varianta cea mai restrictivă, dacă mergem pe corpurile lumânărilor, nu am depășit zona anterioară, dar în zona anterioară, referindu-ne la luni în și umbrele. Deci, cumva e totuși o corecție mai mare dacă comparăm lucruri comparabile, însă, în teorie, se poate întâmpla. Și așa, adică se poate considera că nu e validată depășirea corecției dacă nu ai și închideri peste cea anterioară, ca dinamică. Aș spune că este un mesaj pe daily mai puțin favorabil, dar intra-daily lucrurile nu arată foarte rău. Cred că este loc suficient de a vedea fluctuații importante din nou. Și fidul de date, fluxul de știri este cel puțin la fel de important ca cel al datelor macro. Iată Dombrovskis. Dombrovskis spune că continuă discuțiile cu Statele Unite, dar nu avem un termen limită și de asemenea poziția sa mai veche e că trebuie să facă niște ajustări Italia. Dar folosiți cu încredere acest. Uh, acest instrument. Bun. În cazul de 30 uh, e o situație de consolidare deasupra lui 473. Dacă mergem sub acest palier, avem 407 și 383. De repere de suport, rezistența ar fi destul de bună pe la 555, chiar înainte de vârful anterior, care acela este la 565 și ulterior aș vedea. Uh, Haideți să ajustăm linia de trend și apoi un vârf, un vârf anterior. Linia de trend ar fi cam așa desenată. Deci în funcție de ore, undeva pe după amiază ar fi pe la un 580 și tot crește destul de rapid. Și mai sus avem abia pe la 681 rezistență. N-am spune că mă inspiră în mod deosebit acest grafic pentru a sugera o direcție cred că dacă timpul trece și mergem spre după amiază spre seară, tot în acest range și chiar undeva peste 500 510, potențialul tehnic ar fi mai degrabă pozitiv. Dar, în funcție de acesta, în funcție de elemente fundamentale, mai degrabă se va desena parcursul. Mă uit pe o întrebare a dumneavoastră. Citesc în presă cum cresc șansele unei crize. Întrebare. Ce va face BCE sau cât de neinformată este dacă își vor muta dacă ei vor muta dobânda de abia către sfârșitul anului viitor, ce vor face și cât spațiu de manevră vor avea aceștia dacă criza vine mai repede și prinde cu dobânda în jur de zero? Este o situație, este o întrebare foarte bună, e puțin spus foarte bună. Este miezul problemei. Uh, dacă e vorba de o criză, răspunsul prin dobândă nu prea are de unde să mai facă BCE-ul. În schimb, băncile pot să creeze lichiditate, ceea ce au dovedit că le-a plăcut și că au avut anumite efecte în, în trecut. Însă, mai mult decât atât, deocamdată nu ar avea prea multe. Prea multe mecanisme uh, o, o bancă centrală. În schimb, uh, cred că ceea ce se speră este ca uh, semnele uh, bune din economia reală să ducă la o creștere mai rapidă și să fie loc de a majora dobânzile înainte de acel moment. Înapoi, în, în, în al doilea rând, uh, sau înapoi la argumente macro. Aș spune că BCE-ul se uită la inflație și de aceea are, are această atitudine de așteptare. Chiar dacă inflația a revenit pe creștere, este nevoie totuși de o consolidare în acea zonă, a sugerat chiar și Mario Draghi. Dar, da, este o reală problemă pe instrumentul de dobânzi. Statele Unite sunt într-o poziție mai bună aici, dar nici acolo nu cred că e de ajuns. Acum, dacă e să facem un o evaluare așa, suntem încă cu dobânzi foarte jos la scară istorică și ele sunt abia, abia real pozitive și astea pe unele măsuri ale inflației. Pe alți indicatori sunt dobânzi real negative. Deci e continuare abordare foarte stimulativă. Da, este, este, o problemă deosebit de serioasă. Numai că întrebarea se pune ce poate să facă bce dacă va majora dobânda acum. Imaginați-vă ce va spune Italia, Franța, poate și Spania și o numeroasă pleadă de alte țări cu poziții fiscale mai delicate, dar mai ales Italia, ar pune paie pe foc într-un moment foarte delicat. Deci e vorba de a gestiona riscurile. Sigur că pe termen lung ar fi fost bine ca dobândirea să fie mai sus. Bun, un fel de evening star cu umbre destul de lungi. Dacă era un corp mic al mânelui, ar fi fost un long-length 2G aproape. Uh, mai degrabă, US500 era un long-legged do long doji. Uh, ce uh, ne spune această formațiune este atenție, ar putea urma o reversare. Asta și în cazul US500. Totuși, piața trebuie să și confirme în a doua sesiune o mișcare în sensul sugerat și deocamdată nu o face. Eu spun spune că dacă închide pe la un 7000 de puncte sau peste, sunt șanse de consolidare pentru încă o vreme sau chiar de continuarea creșterilor. Însă, dacă închidem sub 7000 de puncte, e un peisaj puțin mai nefavorabil, iar o închidere undeva sub 6915 ar, ar sugera un risc de a relua ipoteza descendentă. Cred că uh, e ușor influențabilă această piață, dar asta, după scăderi destul de ample, pentru că totuși nu suntem la minime, dar suntem departe de maxime, această influențabilitate uh, și cu ultimele mesaje ale președintelui Trump și cu cele ale venite astăzi din China, ar, ar crea așa o mică fereastră de oportunitate pozitivă. Dar, din nou. Uh, nu, nu ne blocăm în într o astfel de interpretare. Vedem uh, cum e lucrurile spre final de sesiune și, uh, și mai ales la închidere. Euro CD într o consolidare destul de uh, reținută, destul de restrânsă. Până la urmă uh, datele au fost interpretate în sens uh, în sens pozitiv pentru dolar, uh, dar uh, cred că dolar s-a uh, apreciat și într o manieră de răspuns la alunecările din piețele de capital. Dacă merge sub 13,72, avem 13,68 și undeva 13,59, mai jos 13,37 și sigur 1,13 nivelul de suport, rezistența pe la 1,14, 1,14,33 și 1,14,56. GBPUSD în consolidare sub 1.3040 și cu un suport pe la 1.2951 într-un într un range, e un range destul de bun după asemenea creștere, să ai doar evoluție în interval și nu o corecție mai importantă. Totuși, sensibilitatea este foarte mare la ceea ce se întâmplă în privința Brexitului și în zona datelor, astăzi e 52,2 puncte, date mai slabe decât așteptările pentru, pentru servicii Și totuși piața, cred că a avut doar o reacție de scurtă durată Iată aici am acoperit un gap și uh, s-a revenit destul de rapid ulterior Pentru că sentimentul acum este cel al promisiunilor, promisiunilor de a avea o înțelegere până la finalul lunii ceea ce constituie un aspect pozitiv. În timp ce pentru yen avem o presiune renoită pe 113, 27 și 33 și aspectul tehnic este unul mai degrabă favorabil. Să vedem calendarul financiar, iarăși trebuie să facem un scroll din acesta. Deci cu uh, minutele ședinței de politică monetară și cu un indice PMI din uh, servicii. În China, o încetinire notabilă, în uh, timp ce uh, minutele BOJ uh, au fost destul de uh, uh, cunoscute, destul de aproape de linia, uh, de linia standard. Uh, M-am uitat destul de rapid pe ele, așa că aș vrea să Uh, uh, să verific uh, câteva detalii, dar uh, era vorba de o uh, creștere uh, rezonabilă, moderată a economiei și uh, până la urmă se așteaptă atingerea țintei. Asta spune BOJ de foarte multă vreme. Uh, uh, marele semn de întrebare este dacă se pregătește o schimbare a politicii monetare și uh, uh, Curoda semnalizează cumva acest lucru, uh, deși va continua cu relaxarea monetară pe termen scurt, totuși uh, large scale monetarising no longer the best policy a afirmat acesta, ceea ce înseamnă că uh, uh, se pregătește cumva o reorientare. <coughs> Însă, ceea ce înțeleg piețele din această discuție este că nu prea are de ales pe termen scurt. Altfel, răspunsul pe ien ar fi fost cu totul altul. Și răspunsul nu prea se vede. 113, 113 este suport și apoi 112,73 de avut o vedere, mai ales dacă apar corecții în piețele de capital. Deocamdată vorbim de o perioadă destul de favorabilă dolarien, dar nu cu un ritm spectaculos. Petrolul era anul s-ar putea spune că este destul de direct sau uh, cu chiar sfidătoare față de Washington, spunând că aceste derogări pe care le oferă recent s-a oferit Coreei de Sud o derogare, arată că sancțiunile și Turcii anterior fusese săptămâna trecută arată că forța nu este foarte, foarte mare uh, în realitate s-au uh, păstrat uh, estimări sau chiar s-au accentuat estimări de creșterea ofertei uh, sau de continuarea importurilor dinspre Iran, dar uh, realitatea poate să fie mult diferită de aceste declarații. În schimb, sedimentul în piață nu este unul foarte favorabil, se observă aici. Canalul de trend este unul descendent. Suport ar fi la 62-51 și undeva mult mai jos ar fi în zona 60-70, dar Sigur, trebuie să existe niște repere intermediare, trebuie să facem un zoom out pentru a le capta. De exemplu, acest minim pe la 61.87 din aprilie. Dar, pe termen scurt, arată puțin mai bine cu o recuperare peste vârful local anterior, rezistență pe la 63-32, 63-74 aproape 64, 63, 95, mai sus avem un 64, 67. Uh, cu uh, o limită superioară a canalului de tren situată mult mai sus decât, uh, decât acum, suntem aproape de jumătate acestui canal pe care le estimăm noi, deci loc uh, masiv de fluctuații în ambele sensuri. Datele uh, de vineri, datele referitoare la uh, sondele funcțiune a fost turnul și a răscădere 874 față de 875. Aurul, într-o consolidare care arată tehnic destul de interesant, suport la 1230, rezistență la 1236 și mai sus 1240 și 1243. Dacă depășim această zonă, suportul ar fi la 1226 și 1222, arată destul de decent pe termen scurt, cu toate că bursele uh, au înregistrat o anumită stabilizare. Cred că este un semnal de monitorizat pe termen scurt și mediu pentru aur și pare a fi unul pozitiv. Leul în jur de 466 a avut uh, câteva tentative de acobor, suportul ar fi la 65, 30 și 65, 10, rezistența la 66, 30, 66, 70 în jur de 467. Uh, să ne uităm puțin ce mai fac două zile, un hobby redescoperit al observatorilor pe LEU. Robor este la 3 luni în scădere 3.26, scăderea la 3.29, vine și 3.31 anterior. Iar în peisajul datelor fundamentale avem de la Institutul de Statistică cifrele referitoare la comerțul cu amănuntul. În raport cu anul anterior, datele din, din septembrie ar arăta în felul următor plus 1,1% față de luna anterioară ajustat sezonier și plus 2,8%, deci comerț core, fără autovehicule și motociclete, plus 2,8%, deci o moderare a ritmurilor de creștere. La urma urmei nu este un aspect foarte, foarte rău acesta, dar problema e de poziționare pe termen mai lung în condițiile în care anumite semnale de încetinire ciclică se văd în industrie, gândiți-vă la PMI, în aproape toate regiunile. Bun. Pentru moment am atins lucrurile esențiale, însă cred că este în continuare de urmărit nu doar ce se întâmplă după amiaza sesiunii americane cu datele acelea din sectorul serviciilor, ci și ce se întâmplă la deschidere după sesiunea din, din China cu bursa americană deschidere la 3 și jumătate și de asemenea summitul european și eventuale aspecte referitoare la Italia. Tenița dobânților pe 10 ani în Italia a fost de ușoară scădere, dar să vedem dacă lucrurile se mențin, așa. Mulțumesc pentru atenție, o zi reușită în continuare, mult succes. La revedere.